Bun găsit! Potrivit procurorului de caz, este vorba despre 5 femei care au lovit, au umilit și au amenințat cu bătaia și chiar cu moartea mai mulți copii cu dizabilități aflați într-un centru al unei asociații cu rol de integrare în societate a minorilor. Agresiunile asupra celor 5 copii minori ar fi avut loc în perioada 7-9 august. Conform procurorilor, minorii au fost constant loviți cu palmele în diverse părți ale corpului, au fost zmuciți cu agresivitate și de asemenea au fost trași de păr. În continuare, procurorii mai spun că copiii au fost tot timpul amenințați cu bătaia, cu violența, cu moartea, au fost înjurați, au fost loviți, lipsiți de supraveghere și de asemenea li s-au aplicat diverse corecții fizice. Atenție, toate aceste lucruri se întâmplă în asociații în care cele 5 femei au fost angajate ca terapeuți, o asociație care avea drept scop reintegrarea sau integrarea copiilor cu dizabilități în școală, în societate, prin terapie recuperatorie. Cele 5 femei sunt arestate preventiv, vor fi duse în instanță cu propunerea de arest preventiv.